Bine, ne-am reîntâlnit în peștera Polovraci, o peșteră a lui Zalmoxe, aici, unde Marele Spirit și-a lăsat amprenta. Vindecători ai timpurilor s-au retras aici. Au învățat din tainele vindecării. De aceea acest tărâm, eu îl definesc ca fiind un tărâm al vindecărilor și al vindecătorilor. Vă invit să realizăm împreună o meditație prin care fiecare dintre noi să se conecteze la energiile vindecătoare. Gândiți-vă în primul rând la aspectele pe care doriți să le vindecați, atât la nivel fizic, cât și mental, emoțional. Să vă puteți ierta pe voi înși vă, să vindecați traumele și amintirile neplăcute, să fiți din nou liberi, căci atunci când lăsăm la o parte poverile noastre, trupești și sufletești, spiritul are posibilitatea să evolueze liber, să-și găsească calea și drumul spre ceea ce este el cu adevărat. Transformările au loc oricând și spunem că atunci când ne vin suferințe în cale, când întâlnim oameni care ne traumatizează, sunt de fapt provocări, dar trebuie să știm cum să și transformăm aceste trăiri pe care le avem mai puțin plăcute, să nu rămânem blocați în acea stare de nefericire. Deci cheia spre evoluție este fericirea, cugetul curat, credința puternică că tu poți, dragă omule, dar în interiorul ființei tale să lășuiesc însăși zeii prin zestrea pe care ne-au lăsat. Cerul și pământul, Zalmoxis și Bendis, inițiații ai timpurilor, ființe care cândva s-au manifestat. Și tu duci mai departe, prin sufletul tău spirit, aspectele lor. Deci, trezește zeul și zeița din tine. Conștientizează-ți această putere extraordinară pe care o ai. Cer permisiunea entităților veghetoare al acestui spațiu să-mi permită accesul la informație. Cer măritelor spirite, vindecătoare, să susțină acest flux informațional către noi, cei de aici, cei ce suntem prezenți, cât și către voi, cei ce veți urmări ulterior pe canalul meu de YouTube această înregistrare. Părinte al neamului nostru, spirit călăuzitor, mare Zalmoxe, permite să simt prin prezența ta informația ca ea prin trăire să fie conștientizată mai ușor de noi toți, la nivel individual. Cinste celor ce au trăit cândva. Mulțumire și recunoștință celor ce au fost în slujba omului. În acest moment percep prezența entităților veghetoare ale spațiului, spirite ale inițiaților, ale vindecătorilor, dar și ființe diafane din mediul subtil, care deschid drumul, poteca, către noi, a lui Zalmoxe. Prezența zalmoxiană o percep într-o formă energetică, ca o imensă sferă.
structura lui, el ne permite să o vedem în acest moment într-o formă umanoidă, cu ochii sufletului și al minții noastre, bătrânul moș, înțeleptul timpurilor. Împreună cu el percep ca o suită de ființe care au trăit cândva aducând daruri. Ființe ale celor ce au fost cândva vindecători și vindecătoare ale neamului, preoți și preotese. Poartă pe brațele lor mănunchii de flori tămăduitoare, din flora aflată în această zonă, plante medicinale. Vibrația florilor se transformă într-un flux energetic circular, ca o spirală ce ne conjoară. Fiecare dintre noi primim din această vibrație tămăduitoare, vibrație ce poartă informația acestor plante. Vedeți că deja ușor fluxul se apropie din ce în ce mai mult de corpul vostru, intrând în celulele voastre. Observ fascicule luminoase care unduiesc spre zonele din corp în care fiecare dintre noi știm că avem anumite afecțiuni sau blocaje energetice. Este posibil să simțiți în zona afectată cum se lucrează, lucrând energetic cu o vibrație ușoară, transformând locul respectiv într-un loc echilibrat, organele, țesuturile, acolo unde sunt formațiuni tumorale, acestea sunt pur și simplu topite. Celulele sunt programate a se reface conform stării de sănătate. Acolo unde ați avut leziuni osoase, observ cum osul este întărit, țesutul regenerat, țesutul osos, articulațiile. Acolo unde au avut loc intervenții chirurgicale, locul este vindecat. Sau acolo unde s-au introdus diverse implanturi necesare, tije sau alte aparate care să suplinească funcția anumitor organe, observ că ele sunt îmbrăcate devenind una cu organismul, permițând omului să trăiască firesc, normal. Îmi spune Măritul Zalmoxe, voi sunteți creatorii stărilor voastre. Voi generați prin emoțiile, gândurile și trăirile voastre informații care se întorc în voi. Ceea ce voi credeți despre voi înșivă,
precum și ceea ce etichetați în afara voastră, are putere de adevăr absolut pentru sufletul spirit al vostru. Organizați-vă gândirea, reformulați perspectiva și observ la nivelul capului o energie de culoare albastră. E ca și cum are loc o filtrare și o purificare la nivel mental, permițându-vă să vedeți cu claritate răspunsurile de care voi aveți nevoie, gândurile voastre, să fie liberate de toxicitate. La nivel sufletesc, percep cum durerile, neiertările, suferințele voastre sunt înmagazinate într-o sferă întunecată în dreptul pieptului. În acest moment, ritul Salmolxe, prin intermediul lui se emite un flux în piept care vă va elibera de acel bagaj pe care voi l-ați purtat, fie din necunoaștere, fie din neputință. Ființa voastră eliberată este. Fluxuri energetice scaldă corpurile noastre din cap până în picioare. Revenind ușor, conștienți de prezența noastră în acest timp și spațiu, mulțumim și ne manifestăm recunoștința față de toți cei ce au contribuit la echilibrarea noastră. Revenind ușor, corpurile noastre se aliniază perfect în acest timp și spațiu. Mulțumesc entităților veghetoare, mulțumesc Mărite Salmolxe și vouă vă mulțumesc. Amintește-ți ce ești și astfel lumea este schimbată.